Numai pe strada Aicuza au fost instalați 21 de stâlpi. Scopul lor este unul pur și simplu de a îmbunătăți iluminatul de sărbătorile de iarnă. Pe o parte existau stâlpi, da, de care se agăța iluminatul festiv, iar pe partea cealaltă a străzii se prindeau în clădiri, chiar în clădiri istorice. Avem pe Aicuza prefectura sau primăria. Nu cine este pune acești stâlpi? Firma care a câștigat iluminatul public în Craiova, Flash Lighting. Nu toți craiovenii care au drum prin centru au observat stâlpii, însă cei care i-au văzut spun că sunt utili. Foarte frumos. Da? Și este bine că de acum să pregătesc pentru sărbătorile de iarnă, pentru Crăciun și deci nu ziceți că sunt, au un aspect plăcut. Da, plăcut și arată ceva în plus. E bine, să se schimbe ceva și la noi. Ne-am căsătorat de tipare, fixuri și tot felul de chestii. Nu știu, nici le-am văzut, acum îl văd. Alături de stâlpii pentru ornamentele de sărbători au mai apărut și alții. Ceilalți stâlpi, cei mari cu fundație solidă de beton, sunt pentru indicatoarele rutiere. Aceștia din urmă vor fi montați de firma Vesta Investment SRL, care a câștigat o licitație cu suma de 1,5 milioane de lei fără TVA.